Ce poate fi mai frumos și valoros decât momentul în care, după o lungă peregrinare pe cărările întortocheate ale acestei lumi, ajungi la concluzia că nimic nu poți face fără Dumnezeu? Așa s-a întâmplat și cu cele trei persoane private de libertate, închise la penitenciarul Botoșani, care, miercuri 27 octombrie, în clubul penitenciarului pregătit special pentru această sărbătoare, au spus da lui Dumnezeu, încheind legământ cu cerul prin botez. La acest eveniment au fost prezenți credincioși din mai multe colțuri ale țării, București, Brașov, Bacău, Botoșani. De remarcat, plusul de culoare și armonie adus de fanfara tinerilor din Biserica Adventistă Dorobanți 2, condusă de pastorul Alin Apostol. Iată câteva mărturii. Credeam, și așa am fost educat în cultura mea, părinții mei au fost profesori, că dețin adevărul, că cunosc cel puțin ca principiu adevărul. N-a fost să fie așa. Și ușor, ușor, studiind Cuvântul Dumnezeu, am încercat să înțeleg măcar că adevărul stă în Cuvântul lui Dumnezeu și să-l trăiesc. Cel rău vrea să ne câștige și vrea să ne piardă spre veșnicii. Dar Domnul mi-a ieșit în față, m-am rugat la El și mi-a dat izbândă. Am trecut prin orice încercare, orice pedică. Un om care a trăit 35 de ani mi-a fost greu, nu? Să-mi schimb modul de a gândi, de a percepe lumea, de a mă raporta la Dumnezeu. Totuși, zi de zi, în rugăciune, încerc să fiu și să trăiesc cu totul după voia lui Dumnezeu. La Matei, capitolul 28:1, unde scria că după ce a trecut ziua Sfântă de Sabat, spre ziua întâia săptămânii, Domnul Iisus a înviat. Și am dat înapoi la Geneza, capitolul 1:1, și am văzut că în ziua întâia săptămânii, Tatăl nostru Ceresc a creat cerurile și pământul. Și de acolo am început să progresez în cititul cărților. Lăudăm pe Dumnezeu pentru aceste minuni petrecute în penitenciarele moldave, pentru dăruirea voluntarilor, slujirea capelanului și deschiderea conducerii penitenciarelor.